Copilul bubos s-a vindecat prin Maica Domnului. Un copil care se chema Adam era stricat pe față de bube. Bubele acelea răspândeau în jur un miros așa de urât, încât la școală copiii nu puteau să stea pe lângă dânsul. Acest băiat avea multă evlavie către Maica Domnului. Mergând la școală, el intra mai întâi în Sfânta Biserică. Acolo se ruga Maicii Domnului zicând: Bucură-te, ceea ce ești plină de bucurie, Domnul este cu tine. Așa făcea el în toate zilele. Într-o noapte, părându-i se copilului că a bătut toaca, a venit la biserică pentru a asculta slujba utreniei. Ajungând aici, a aflat ușa încuiată. După obiceiul lui, a îngenunchiat în tinda bisericii și s-a rugat Maicii Precistei înainte icoanei ei de acolo. Când se sculă de la rugăciune, văzu ușile bisericii deschise și înăuntrul bisericii lumină mare. Îndată intră în biserică să se roage. Acolo văzu pe Maica Precista însoțită de o mulțime de fecioare. Ea ședea pe un tron strălucit, văzând băiețașul venit în biserică pentru a se ruga și a cere cele de folos, îi zise: Fiule, pentru ce nu te îngrijești ca să-ți vindeci boala capului tău? Copilul a răspuns: Doamna mea, mult s-au ostenit părinții mei, rudeniile și prietenii mei să mă vindece, dar toate îngrijirile, doctorii și doctoriile nu m-au vindecat. Preasfântă Doamnă, îi zise, mă cunoști tu pe mine cine sunt? Copilul i-a răspuns: Nu te cunosc, stăpână. Doamna i-a zis iarăși: Eu sunt Maica lui Iisus Hristos. Pentru că ai bună obișnuință a te ruga, am venit aici să te vindec. Acestea zicând, îi făcu semn să se apropie. Apoi, punându-și mâna pe capul lui, a zis: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să fie sănătos capul tău și niciodată să nu-l mai doară până la moarte pentru evlavia ce o ai către mine. După aceea, Maica Domnului cu fecioarele care o însoțeau s-a înălțat la ceruri. Copilul Adam a rămas acolo în biserică sănătos. După ce a terminat școala, s-a dus la mănăstire și s-a făcut monah. Acolo a slujit făcătoarei lui de bine, cu trup și suflet, în toate zilele vieții sale. După trecerea din viața aceasta, sufletul lui a fost dus de îngeri în ceruri, unde pururea preamărește pe Domnul Dumnezeu Iisus Hristos și pe Maica sa preacurată dinpreună cu oștile îngerești și cu toți sfinții în vecii vecilor. Amin.